În județul Gorj, în ultimele 24 de ore, au fost confirmate încă 3 cazuri de COVID-19. La nivelul județului Gorj avem 257 de persoane în carantină instituționalizată, din care 20 de persoane au intrat în carantină, iar 15 persoane au ieșit din carantină în ultimele 24 de ore. De asemenea, avem 723 de persoane în autoizolare la domiciliu, din care 30 de persoane au intrat în autoizolare la domiciliu, iar o persoană au ieșit din autoizolare la domiciliu în ultimele 24 de ore. De la începutul pandemiei, pe teritoriul județului Gorj au fost confirmate 31 de cazuri COVID-19, din care 7 persoane sunt vindecate și externate, 22 de persoane sunt internate, iar 2 persoane au decedat. De la ultima raportare, pe teritoriul județului nostru, au fost confirmate pozitiv COVID-19 încă 3 cazuri. Este vorba de 2 femei și un bărbat, cu vârste de 44, 46 și 51 de ani. În momentul de față, pacienții prezintă forme ușoare și se află sub supraveghere medicală. În țară, numărul persoanelor infectate a depășit pragul de 10.000.